Tudor Țopa s-a născut la 13 octombrie 1932 în familia lui Gheorghe și Susana Țopa din satul Chițcanii Vechi, județul Orhei. La 1 septembrie 1952 devine student la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. În perioada anilor 1957-1959 activează la ziarul Tinerimea Moldovei. Însă, în 59 e transferat la cotidianul Moldova Socialistă, unde deține mai multe funcții. Între anii 1969-1971 își face studiile la Școala Superioară de Partid din Moscova, secția jurnalistică, pe care o absolvește cu diploma roșie. În 1972 e numit șef al sectorului de presă al Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei, iar în 1982 devine membru al Uniunii Scriitorilor. Este numit redactor șef al revistei Tribuna în anul 1984. În 1989 este avansat în postul de redactor șef al cotidianului Moldova Socialistă și tot în același an este ales președinte al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova. În 90 este ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În 1992 a fost decorat cu medalia Meritul Civic, iar în 96 om emerit. În 2011 i s-a conferit Ordinul de Onoare, iar la 17 aprilie 2013 i s-a înmânat alături de alți deputați din primul Parlament Ordinul Republicii. După mai multe cercetări, Tudor Țopa ajunge la concluzia că numele de familie îi se desprinde din dinastia Hajdeu, având o vechime în literatura scrisă de aproximativ 5 secole. Cercetătorul rus, Nicolae Romanenko, menționează că întemeitorul dinastiei Hajdeu este considerat Ștefan Hajdeu, care făcea slujbe la curtea domnească a lui Ștefan cel Mare. Copilăria lui Tudor Țopa a fost una grea. Războiul și foamete i-au maturizat mult mai devreme pe copiii generației respective. În cartea sa Din cuvinte-mi este casa, Tudor Țopa spune că aparține generației care în timpul cumplitelor bombardamente din 1941 și 1944 ne căutam salvarea ascunși în beciuri, iar în perioada teribilei foamete din 1946-1947 ne hrăneam cu scoici adunate din albia râului Răut. Toate atrocitățile vremii s-au întipărit atât de adânc în memoria lui, încât impactul e atât de mare, uneori se pare că toate acestea s-au desfășurat mai ieri. Copilăria presupune amintiri evident frumoase. Cu părere de rău, în copilărie pe care ați trăit-o, ați avut și fiile nu tocmai roze. Mă refer la faptul că părinții dumneavoastră au avut 11 copii. Din 11 au supraviețuit doar 5. V-a marcat într-un fel această pierdere a fraților, a surorilor? Cum să nu? Cum să nu? Retrăiai foarte mult. Când cu același, nu de pildă, cu unul din frații, Vasilica, venim cu din, cu am păscut vaca, am venit și am mâncat cam lacomă o zamă de cei din Burien, din Lobodă, din cum se făcea pe perioadă, ce era foarte greu. Și s-a umflat brusc, exact. Și a murit, sau v-am spus asta, Petrica, alt frățior de meu, care cu alt trei prieteni au găsit o bombă, ca așa, că sunt pepene, și eu am făcut țândri. Astea rămân în memorie. Ironia sorții, Tudor Țopa, cel care avea să semneze mai târziu o serie de cărți, avea să fie cunoscut în lumea jurnalisticii, este de două ori repetent? De ce? Cum s-a întâmplat? Vă rog să deschidem paranteza. Da, asta a fost caracteristic pentru generația noastră. Toată generația noastră a fost de sacrificiu atunci. Când în 40 a venit puterea sovietică, dar noi de acum terminasem clasa 1-a și am fost promovați în clasa 2-a, cu caractere latine am învățat. Dar întrucât au venit sovieti, când ne-am prezentat la 1 septembrie 1940 la școală, au spus că nu, voi toți rămâneți repetenți, cu aspect că o să treceți la alfabetul rus, chirilic. Și au rămas toate clasele, nedimință că era în a 5-a sau în a 7-a, toate au fost lăsate repetente. Și am repetat de acum. Și în 41 se începe războiul. Și întrucât am fost promovat în clasa 2-a, în 40, am continuat clasa a doua, a treia și a patra cu caractere latine. Așa cum era.
Și în 44, primăvara, vine iară frontul, războiul, se întocmă și nu mai lasă încă o dată repetent. Toată generația noastră. Dar cum vă aduceți aminte de anii de școală? Ați avut dascări care v-au marcat într-un fel sau altul destinul? Da, am avut pedagogi foarte buni. De altfel, nu, neobișnuit de interesant, că aveau studii făcute la Iași, erau bine pregătiți. La școala normală de la Orhei erau lucruri foarte interesante. Mă rog, tot. Și printre ei era și o rudă de-a mea, Ion Țopa. Vă zic, el ne preda vreo 4 obiecte. Așa erau vremurile. Da, așa, da. Dar principalul că vârsta între elevi și cei care ne predau după război nu erau învățători. Era aproape egală. Oameni, oameni semănați cu iubire câmpia din voi. Mama lui Tudor Țopa își dorea ca fiul să devină preot, în timp ce tata îl vedea agronom. Însă pasiunea lui pentru lectură, dar și spiritul de observație foarte bine cizelat, face ca o bună perioadă să colaboreze cu mai multe publicații atât locale cât și naționale. Faptul că deține abilități de jurnalist a fost sesizat de mai mulți condeieri ai vremii și e îndemnat să-și facă studii în domeniu. Astfel, la 1 septembrie 1952, Tudor Țopa devine student la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Chișinău, unde dascălii au fost mari titani ai vremii, precum Nicolae Corlăteanu, Vasile Coroban, Ion Osarcenco. Tudor Țopa a știut, cred că, dintotdeauna să îmbine această muncă de creație și cu ceea ce ar numi unii relaxare sau pasiune sau activitatea sufletului. Când zic lucrul ăsta, mă refer că tot în această perioadă a studenției ați avut experiențe unice și vreau să fac referire la una. Ați avut ceea ce se numește botezul de alpinist, da? Și în cartea Cutezanță în aripată spuneați că atunci când vă prindeți, de fapt, în piept această insignă de alpinist al Uniunii Sovietice, vă aduceți aminte de acel enorm cimitir de la baza alpiniștilor din Dombai. Corect. Să înțeleg că mulți s-au aventurat, dar puțini au ajuns? Nu, acolo e foarte riscant. Eu de trei ori am trecut cu rucsacul în parte peste munții Caucasul ăsta. La început în grupe turistice, după aceea în alpinism. În alpinism te duceai, îți dădeau un fel de îmbrăcăminte semimilitară, cu bocane, așa, instruiri foarte... Și numai după ce eu am urcat cu grupa la înălțimea de 4630 de metri. Vă închipiți că te uitai în jos. Dar nu v-a fost teamă? Nu, când te urci în sus e mai ușor decât când cobori. Pentru că când cobori n-ai nimic sub tine. Trebuie să fii foarte atent. Și acolo se legau în alpinism, așa era când eu, câte patru. Așa. Dacă unul s-a rupt sau s-a lunecat, cei trei trebuie să-l țină. Dacă doi, problema devine mult mai grea, doi la doi. Dar dacă trei, a patrulea se duce de companie și el încolo. Și grupii întregi, eu credeam când la început că e țara asta așa, e ceva netit. Nu, acolo și e extraordinar, nu ești atent, un pas te-ai dus. Ai lunecat. Da, foarte, foarte drag. Da, foarte romantic, foarte mult. În 1957, spunea ceva mai devreme, sunteți repartizați la Tinerimea Moldovei. Eu o să vă întreb o chestie așa metaforică. Atunci primiți deplasare pentru toată viața? În ceea ce se numește jurnalism, scriere? Da, da. Dar altceva ce vreau să spun, Tăman, în legătură cu asta. Ne-a mers foarte mult promoția anului 57. Pentru că institutele pedagogice învățau 4 ani și le-au adăugat un an. Și în anul 57 ele nu au avut promoții. Nimeni.
nici la Tiraspol, nici la Bălți, nici în Chișinău, nimic. Și noi eram 24 de absolvenți la toată țara. Da, ați fost o grupă academică foarte unită și plină de personalități. Abia da, să devină personalități în diferite domenii, ale științei, ale vieții social-politice. Da, păi iată, colegii mei, câțiva numai sunt. În primul de Arhiv Cibotaru, poetul. De noi, Accenti Blanovski, poetul și redactorul, vice-redactor la... Adevărat. Da, la literatură și arta. Anul 1959, cred că înseamnă tocmai un punct de cotitură în viața dumneavoastră. Călcați, cred că, pentru prima dată pragul redacției Moldova Socialistă, da? Și urcați pe rând toate funcțiile specifice unei instituții de presă. Cum ați ajuns la Moldova Socialistă? Vă mai aduceți aminte? Cine formau echipa redacțională? No, mult depindea, în primul rând, de redactorul. Petre Darencu era un redactor foarte bun. Exxon era din Transnistria, dar ținea foarte mult la cadrele naționale. Vă zic că eu lucrasem 3 ani la tinerimea. Fosesem la Moscova pe 6 luni la Komsomolskaya Pravda, la un fel de stagieri. Și când am venit înapoi, Darienko mă invită acolo, zice că îți propunem să treci la Moldova Socialist. Și am trecut mai departe, viața a fost foarte activă. Atunci când un ziarist scrie, indiferent ce gen nu ar fi el, trebuie să aibă satisfacția subiectului realizat, atunci poți atinge, nu știu, anumite culmi? Da, numai decât. Dacă nu ești... Nu simți satisfacție? Nu. Poate fi revoltă. Dar dacă tu știi să pui asta și argumentezi... Eu de fiecare dată când mă așezam la masa de scris, aveam așa imaginația, ne închipuiam, că e că în fața mea sunt 300.000 de abonați, dar citesc mai mulți. Vă zic că e o auditorie colosală de mari. Și acolo sunt și elevi, și bătrâni, și unul care poate să aibă încredere, dar altul invers, un juri, mă rog, așa. Trebuia să faci în așa fel materialul convingător, că el să aibă trecere. Păcat că presa noastră de azi nu dă în genere, cu genurile... S-au cam certat-o un pic. Foarte, foarte. Când ați citit dumneavoastră pamflet, când ați citit foliton, nemai vorbind, povestire documentară. În perioada anilor 1969-1971, Tudor Sopa își face studiile la Școala Superioară de Partid din Moscova, secția de jurnalistică, pe care o absolvește cu diplomă de excelență. Această perioadă avea să devină una dintre cele mai fructuoase din activitatea sa. Reușește să cunoască mari personalități ale jurnalismului din acea perioadă, dar și să stabilească o serie de relații care mai târziu aveau să-i fie de un real folos. Acolo, de altfel, am avut o viață foarte interesantă cu jurnaliști puternici. Agranovski, Tatiana Tăs, eram în relații extraordinar de buni, niște minți grozavi. Eu chiar mă miram cum în centrul Moscovei poți vorbești așa de drastic despre dezordinele din țară. Extraordinar. Și datorită după aceea când eu m-am întors de la Moscova și lucram de acum la Chișinău, ei, datorită mie, vineau aici și aveau întâlniri cu jurnaliști. Era foarte interesant. Domn Sopa, un cotidian, până la urmă, e un sac fără fund. Mă refer la materiale de creație și la necesitate. Ori Moldova Suverană tocmai asta a și fost. Ați avut onoarea să conduceți un colectiv aproximativ de 100 de oameni. Cum e să faci un cotidian cu o echipă atât de mare și cu o multitudine de teme ce necesitau să fie abordate? Ei, aici trebuie... O să vă dau un exemplu. Și o să înțelegem mai bine. Și o să înțelegem. În primul rând, oamenii de creație cu dânsii trebuie foarte atent, tacticos. Mă rog. Trebuie să fie un diplomat. Numai decât. De pe eu l-am întâlnesc, l-am trimis în deplasare, a venit colaborat. Și văd că a făcut un material slab și chiar în doi. Și eu dacă îi spun că tu ai făcut asta, așa mai departe, n-ai și căutat, gata, el de-a mine e dușman pe toată viața. Dar eu de pe el îi spun, mai Andrei,
e călătorit, de uite, e frumos, uite, e începutul acolo, așa, de acolo, și al ăsta, zic, da, mai iam o temă, brea, și mai dădea ca să-l încerci, fără să știe el, încă o temă, și vedea, el crește, el pătrunde, sau fruntă. E superficială în da, abordare. Da. Asta era o categorie, așa, cu care trebuie să lucrezi. Dar era și câțiva foarte talentați, la perfecție cunoșteau foarte bine, dar și capricioși. Tudor Ciopa, zic încă o dată, este cel care, prin intermediul Uniunii Zăriștilor și funcțiile pe care le-a avut în activitatea sa de ani buni, a făcut așa că toți redactorii ziarelor raionale, toți absolut, să fie absolvenți ai facultății de jurnalism. A facultății de jurnalism de la noi, la care el a pus umărul și foarte mult a lucrat. El a fost unul din cei primii profesori la facultate, de rând cu Dumitru Coval și alții. Este omul cu adevărat, zic încă o dată, care este și ziarist, și organizator. Noi avem la facultate mai mulți colegi care au ascultat primele ore, oare, să zicem așa, Tudor Ciopa ne-a predat. Unul din ei este și conferențiar universitar Mihail Guzun, care spune așa, zice că mie, dacă mi-ar fi dat ce să spun despre Tudor Ciopa, aș spune că este cel mai mare reporter din Republica Moldova. Fără îndoială, Tudor Ciopa poate fi considerat părintele Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova, deținând funcția de șeful sectorului de presă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei. El reușește, după lungi discuții cu factorii de decizie de la Moscova, să organizeze învățământul jurnalistic și la Chișinău. Tudor Ciopa a activat mai bine de 50 de ani pe tărâmul jurnalisticii autohtone, însă cea mai mare parte a activității sale este legată de ziarul Moldova Socialistă, care mai apoi, tot datorită lui, este redenumită în Moldova Suverană. În activitatea pe care a desfășurat-o la Moldova Socialistă, a parcurs toate funcțiile caracteristice unei publicații. A activat alături de mai mulți condeieri și fotoreporteri înzestrați, precum au fost Pavel Boțu, Petre Darienko, Dumitru Matkovski, Mihail Cibotaru, Petru Cărare, Vasile Vasilache, Alexei Marinat, Gheorghe Marin, Dumitru Coval, Vasile Coțofană. Împreună au creat o epocă de înflorire în presa națională, perioadă când ziarul Moldova Suverană apărea zilnic în format mare cu un tiraj copleșitor de 280-300 mii de exemplare. În activitatea desfășurată la Moldova Socialistă au avut loc mai multe întâmplări ce astăzi, pe bune dreptate, stârnesc amuzamentul. Anii 70 a avut vizita lui Hrușov în Moldova și această vizită zice lumea că Hrușov a apărut cu două pălării. Corect. De ce? Cum s-a întâmplat? No, la redacție totdeauna trebuie să te aștept să apară. Vă zic că el a venit, tot membrii biroului Comitetului Central de la noi s-au dus la aerodrom să-l întâmpini. Șeful țării coboară cu pălăria în mână, Da. Scări, fac o fotografie comună. Noi eram obligați atunci să coordonăm fotografiile cu Comitetul Central. Aceia s-au uitat, că principalul s-au uitat la fetele lor, fiecare să vadă dacă el... E ok. Da. Dar nu au observat, ok. Și numai seara târziu, pe la 2 de noapte, de acum, după ce era aprobat și aproape să înceapă tipărirea. Ați semnat deja pentru a merge în... Cineva și-a dat seama, zice, băi, stai o leacă. De ce noi toți, membrii biroului, stăm cu pălăriile pe cap, dar Hrușov cu pălăria în mână? Nu e corect așa. Și atunci, care e ieșire? Trimitem mașina de serviciu și-l aducem pe pictorul Alexandru Hmelnitski, urgent la... Da, Alexandru era vesel, interesant, zice că, dar nu-i problemă, noi punem acuși pălării. Și într-adevăr, făcut pălării, toți stăteau cu pălării frumos, numai că el a uitat să iei pălărie din mână.
Pe la 2 dimineața, Tudor Țopa a fost chemat urgent la tipografie. Hrușciov a rămas în fotografie cu două pălării, una pe cap și alta în mână. A doua zi, ziarul a apărut cu întârziere la cititor. Tudor Țopa, în afară de un ziarist bun, a fost și un organizator foarte bun, trebuie să spun lucrul acesta. Cu el împreună, în principiu, au prins viață secțiile de la Uniunea Ziariștilor. Cu el împreună am dezvoltat și toate activitatea în ziarele raionale. Datorită lui, aș spune, am cunoscut aproape toate satele, fiindcă nu e sat în care Tudor Țopa n-ar fi fost. El, într-o carte a lui, chiar așa și începe, spunând că jurnalistul, dacă e adevărat jurnalist, cu adevărat, atunci el nu face altceva decât să-și iei deplasare pentru toată viața. De la vârsta de 13 ani, eu sunt Chișinău, de atunci îl cunosc pe domnul Țopa. Așa a fost că i-am urmat și calea, m-am dus la universitate, mi-a fost primul dascăl în ale ziaristicii. E un om excepțional, e un om care a trecut prin multe frământări ale vieții. Să vă gândiți că dumnealui, fiind o fire foarte patriotică, foarte impulsivă, în același timp el a avut răbdare să lucreze și la Comitetul Central de Partid, pe timpurile cele a lui Ivan Ivanovici Bodiu, și a lucrat atât de abil, atât de frumos, încât cu timpul el a înlocuit aproape toți redactorii din gazete raionale, dânsul fiind șeful sectorului de presă, și el vedea că mai în toate redacțiile raionale erau oameni de partid, foști colonei, subcolonei, locotenenți, coloniele armate, îi punea șefi acolo. Și el vedea că ăștia sunt oameni în plus, nu din punct de vedere ideologic numai, dar pur și el, mai în scurt, noi eram cam 1500 de ziariști, el îi cunoștea pe toți pe nume. A fost pe timpurile cele un om excepțional pentru mulți, pe mulți oameni i-a salvat, inclusiv și pe mine, din ghearele lui Smirnov, care vroia să mă alunge din anumite considerente în care eu eram absolut nevinovat. Și domnul Țopa mi-a luat apărarea. La câți oameni a luat apărarea pe timpurile cele? La 86 de ani aveți 75 de cărți. Da. Fără localitățile Republicii Moldova și fără culegeri colective. Atât de simplu ziceți, fără ele, care constituie 15 volume. Acei 15, celelalte 30 și ceva. Sunteți modest de fire. Da, mă rog. Dar prima lucrare? Prima, cum v-ați ascuțit această peniță și pentru... No, prima lucrare, tot întâmplător, am dat. Scriam un material despre... Căutam un material și aflu că un detașament de partizani, de cercetași, de parașutiști aruncat, au purtat numele jurnalistului. Și am găsit pentru prima dată jurnalist, a început eu să mă interesez și am scris prima dată atunci despre detașamentul jurnalist care e mormântat. De fapt, au căzut în lupte aproape toți la Săseni, în pădure, Bravice și Săseni. Aceea m-au atras. După ce de acum materialul, povestirea asta documentară era așa mai interesantă și de la editur zice, da, să merită să o edităm în cărțului aparte. Dar cine v-a determinat din scriitori, din colegi, cine v-a dat acel imbold? Pentru că, evident, la început, probabil, ați arătat cuiva. Ia uitați-vă, aruncați-o privire. Eu nu m-am așteptat, pur și simplu că a venit Andrei Lupan într-o dimineață la Darienco și zice, arătați-o la cine și la Țopa. Că ea că am citit povestirea documentară, e foarte... Bine, vă zic că el, nu eram eu bucuros că așa m-au ridicat în slav, dar pe urmă am avut susținerea colectivului cu Pavel Boț, am fost în relații foarte bune, foarte bune și în redacție, și cu Matkovski am făcut primele deplasări prin niște zăpezi la Vulcănești, cât și nu ne-au păpat
lupii prin... Mult, erau peripeții zilnic. Era o viață activă, interesantă. Cum zic eu, în orice întâlnire cu cititorii, eu îi zic lui nănașul multor cântici de ale mele, fiindcă el a fost acel care a venit la mine, mi-a adus niște texte, chiar la început, în 2003, m-a invitat la Casa Presei și mi-a mânat un text despre satul meu, Săharna Nouă, Zaionul Rezina. Deci când am văzut acel text, am crezut că parcă a crescut el acolo, nu eu. Și zic, a cui e versul? Zice, Victor Adaniuc. Nu l-am cunoscut pe Victor Adaniuc, ca mai apoi să devenim cei mai buni prieteni și să colaborăm cu Victor Adaniuc împreună. Și cum le mai zic eu lor, celor scriitori, poeți, textieri care îmi fac texte pentru cântecele pe care le scriu, eu le zic fraze de suflet, cu suflet de artist. Deci toți suntem niște suflete de artiști. Peste ani să-i scrim împreună cu Mihai Lescu chiar un cântec dedicat lui, de domnul Țoba. Și iată, acest cântec trăiește prin timp și la orice întâlnire, cum zic eu, întâlniri cu ascultătorii, numai decât cânt această dedicație de domnul Țoba. Și mai zic că, într-adevăr, dacă ne cunoaștem din 2003, ne leagă prietenie de ani. De unde vii, dă mâna, prietene, în orice zi, să fii mai bun pe lume, de unde vii. În cadrul unui interviu, Tudor Țopa menționa că drumurile zbuciumate și ademinitoare ale gazetăriei l-au purtat prin toate localitățile din țară și este curios să afle dacă a rămas vreun cătun în care să nu fi poposit vreodată. Pretutindeni a întâlnit oameni harnici și mărinimoși cu o avere spirituală de excepție. La ora actuală, Tudor Țopa este autor a peste 75 de cărți și aproximativ la 15 este co-autor. Cărțile de proză documentară, editate de scriitorul și publicistul Tudor Țopa, depășesc tirajul de 573.000 de exemplare. A scris aici domnul Tudor Țopa: toată viața am scos apă pentru lumea însetată. Eu nu știu din ce motive maestru Tudor Țopa a modificat fraza aceasta, pentru că a scris-o la trecut. Deci eu am contribuit și la imaginea și la fraza asta, care în original sună așa: toată viața scot eu apă pentru lumea însetată. Am avut iarăși onoarea să fac mai multe imagini și să contribuiu la cărțile lui Tudor Țopa. Practic, ultimele cărți din ultimii 2-3 ani, copertele și multe fotografii sunt făcute de mine și pentru mine este o onoare să pot lucra cu așa o personalitate. În calitate de reporter documentalist, pentru că până la urmă așa v-aș putea cataloga, iată, reieșind și de ce ați menționat un pic mai devreme, v-ați întors cu pagini întregi de ziar. Nu au fost simple deplasări, simple vizite, ci ați făcut zeci de materiale. Când reușeați? Câte ore poate avea ziua lui Tudor Țopa? Pentru că reușea pagini întregi și erau pagini de ziar A3, nu era pagina de ziar A4 sau alt format. Clar, e clar. Dar când ai o temă interesantă și materiale adunate, e că de fapt despre Volga. Ce știm noi? Noi, dar nici astăzi nu știm multe lucruri despre Volga. Dacă o iei de la început și până la Marea Caspă, dar când vezi atâtea materiale, nici nu simți o oboseală, nici merg materiale extraordinare. Iată, dacă tot ați pomenit de Volga, câte materiale ați semnat din acea deplasare? Multe au fost, că după ce au luat și Tinerimea Moldovei, cred că vreo 20. Și chiar o carte operă, Prospectul Albastru a Țării. Într-o perioadă și asta e cea mai mare râu din Europa. Dar la noi, e ca spus, satele noastre. Eu chiar mă mir că dacă este un cântun în care să nu fi fost. Chiar și foarte curios. Dar iată, dumneavoastră vorbiți de pagini întregi. Ca să scrii atât de mult, ai nevoie de spirit, de observație? Sau de ce ai nevoie? Ai nevoie, în primul rând, de material faptologic. Da, de la materialul faptologic vin gândurile, ideile, ce vrei să spui. Eu l-aș numi cu adevărat un voievod al cărții de publicistică.
El are atâtea cărți, câte nu le are, nu le au 10 ziariști luați la un loc. Aproape anii pe care are, dar el are o vârstă respectuoasă, aproape anii pe care are, coincid cu numărul cărților de publicistică, zic încă o dată, pe care el le-a editat, le-a scris și editat în cariera sa de ziarist și scriitor. Dumneavoastră sunteți cel care ați semnat și scenarii de film. Cum ați ajuns? Pentru că s-au și turnat o parte din ele. Iată, am aici notat Familia Vietrilă în 1982, un documentar pe Muchia Ofensivii, 84 documentar, În spatele frontului, 80 documentar. Au fost demonstrate în toată Uniunea Sovietică atunci. Vi s-a solicitat să scrieți? Da. Reieșind din experiența de viață pe care o aveți, astăzi am putea turna un film după proza lui Godet cu drumul? Depinde cine și ce vrea să spună. Asta e foarte bine. Eu tot timpul, chiar încă de pe când eram student, când luam, deschideam un ziar, fie de la București sau de la Moscova sau de la noi, mă uitam primul lucru, cine scrie, cine semnează. Dacă semnează Tatiana Tes, de pildă, așa, și văd materialul că e interesant, atunci eu am încredere în el. Dar dacă n-ai încredere în însuși autorul ăsta, atunci, mă rog... Dar astăzi, dumneavoastră, aveți încredere în ziariștii care semnează materiale? Nu. Nu. Am încredere numai într-o parte, unii. Că nu se poate un ziarist să vândă așa de ușor, așa de ieftin. Eu, când aceste sume mi se propuneau mie să fac altă uniune a jurnaliștilor, așa. Deci cum, bă, ce să-mi vând? Colegii mei de brasă? Nu, îmi prind mormintele bunielor mei. Cum așa? Sunt lucruri care n-ai drept să-l calci. Moral, cum vreți. Păcat că unii ziariști pe care eu îi cunoșteam ca foarte mulți, ei așa ușor s-au lăsat. Dar eu cred că poate e temporal. Dar ați avut vreodată acest gând de a pleca? Nu. Sunteți un patriot? Nu. Mie nu-mi place să părăsești tranșeia. Chiar dacă vin peste tine tancuri, trebuie să lupți până la ultimul. Eu încă o să lupt. Și lupt. Domnul Țopă, ajungem la o altă perioadă a vieții, anul 1989, care mulți îl consideră an de cotitură, an care dă un nou curs vieții de Republica Moldova. Acest an vă găsește redactor șef la Moldova Socialistă, pe care tot dumneavoastră, un pic mai târziu, și când zic lucrul ăsta mă refer la un an de zile, o rebotezați în Moldova Suverană. Cum se întâmplau evenimentele de la 90? Ele, în primul rând, evenimentele mele mergeau brusc, repede, pe neașteptate și era foarte, și mie îmi plăcea să mă întâlnesc cu cititori agresivi. Iată, ați activat o perioadă destul de lungă în care era un ochi foarte vigilent al partidului. L-ați simțit vreodată acel ochi vigilent? Da. Vi s-a arătat vreodată din deget? Da. Cum să nu? Păi... Dacă nu s-a arătat, nu mă dă de afară. Mai târziu. Da. Doar cum să înțelegi? Vă zic că... Spuneți, povestiți. Da. A avut loc plenara Comitetului Central și a luat hotărârea că în Republica la noi trebuie să fie două limbi de stat cu păstrarea grafiei chirilice. Iaca, așa a hotărât plenara. Dar ziarul Comitetul Central, care se bizuia și cu Iovnet în ajutor colegii de la Institutul de Limbă și Literatură a Academiei, au spus că asta e tâmpenie. Și e că vă închipuiți, apare ziarul dimineață cu un proiect de lege alternativ, care prima frază este că limba de stat e limba moldovenească cu trecere la grafie latină. Și tot poți zboară din lucru.
Cum să nu? Nu că cu din dinți, da, din loc. L-au chemat la partid? Dar cum? În acest zi, la birou și m-a dat afară. Este o filă interesantă. Peste câteva ore, sopa este restabilită. Da. Păi, pentru că, vă zic, ziarul trebuie să aibă și o poziție fermă. A lui, fermă, și chiar dacă stăpânul dă prin gropi, el nu trebuie să meargă prin aceleași gropi. Și de atât să socoteam că a fost corect. Și după ce a venit sesiunea Sovietului Suprem, unii trebuie să voteze, și inclusiv mulgătoarele, tractoriști, cine erau acolo, au votat limba, aveam alfabetul. Dar până în seara au reușit și oameni din raioane să vină în susținerea... Dar eu primeam telegrame atunci, că noi în genere facem grevă pe toată Republica. Din puterile Carpate și activitatea desfășurată de deputatul Tudor Țopă este una destul de rodnică. Dumnealui este unul dintre cei care au votat tricolorul, stema de stat și au semnat declarația de independență fără mari ezitări. Pentru el, interesul țării s-a dovedit a fi mult mai presus decât cele de partid sau de grup. Azi pământul tău cere. În Casa de Cultură din Călăraș, palatul ăsta mare, s-a adunat din 4 raioane care trebuie să înainteze. Și la început erau 11, după ce s-au retras și au rămas 7. Și aia ca ai 7, trebuia să li se dădea câte 15 minute să convingă. Da, să convingă asta. Foarte strict. Și o ordine alfabetică. Norocul meu că eu eram ultimul după alfabet. Și eu îi spun, da, deja am mers cu persoane de încredere și eu îi spun, Nicolae, eu pe mine mă cunosc bine în raion, vorbește cât, rămâne-vă 2 minute, îi spun și eu ceva, dar nu, da. Și el iese încântat, îmi spunea și zice, oameni buni, ia uitați-vă în prezidiu, asta e un microguvern. Ce frumusețe! Și al numește. E ca, am uitat, Botnar de la fabrică de covoare, nu merită să fie ministrul industriei. Sala aplaud. Iată brigadirul ăsta de la Vorniceni, în pomicultură, aviticultură, agricultură, oameni aplaud. Și iată Alexandru Burian, original din Bravice, a terminat la Moscova, e specialist în drept internațional, ministru de... iar aplaud. Iar laudă și pe Tudor Olaru, prim secretar al lor din asta, iar aplaud. Și la urmă și spune, zice că da, oboroc, să fie ministru, să-l faci ministru care să-i dea afară pe miniștri. că el era mai drag. Și cineva din sală se ridică, zice, dar mai rămas unul. Zice, aia așa îl lăsăm, nu-mi face deputat. Și-a dovedit și demnitatea lui. Vă spunem când a fost ales în Parlamentul țării. Dar mai înainte de asta, el primul a publicat documentul de alternativă a limbii noastre, a locului ei în societatea noastră, moldoavă. În anul 1990 ați fost cel care ați votat tricolorul, stema de stat și v-ați pus semnătura sub declarația de independență. Cam mai târziu am văzut și în aceste cărțile pe care le-ați semnat, ați resemnat această declarație de independență. Spuneți-mi, vă rog, care au fost emoțiile? Foarte mari, atunci. Foarte mari, pentru că când... Ați conștientizat actul istoric? Da, cum să nu? Cum să nu? Că, în primul rând că e un drapel foarte frumos. Foarte frumos. Asta nu e pur și simplu... Asta e una. Și în a doua e istoric. Și în a treia știi că tu contribui la asta direct. Parlamentul anilor 90 deseori este criticat, nu mai știu, cu diferite ocazii, dar spuneți-mi, vă rog, până la urmă, acolo, în perioada aceea, s-au votat legi care au pus baza viitorului Republicii Moldova. Cât de greu a fost? Foarte greu. Ați fost presați? Ați simțit presiunii din afară, da, din partea... Da, cum să nu? Noi, după ce, de pildă, votai o lege,
Și veneau, nu îi mai spun numele, și de la Benuș, deci, dar voi mâini toți să fiți împușcați în gard. Ți închipui. Ca exemplu. Ca exemplu, că vota tricolorul. Și el zice că nu. Noi suntem și noi pentru tricolor, dar de pus așa, chiziș, parcă ar fi culori bete sau alt. Numai să nu fie așa. Și așa a fost totdeauna un stres foarte mare, sistematic. Dar unde v-ați simțit mai bine? În literatură, în publicistic sau în politică? În publicistic. Eu mi-am permis, după atâția ani cât îl cunosc, am făcut o monografie anul trecut la 85 de ani. Iată, dacă nu vă supărați, și am pus Neînfrântul. Motivez aici de ce e Neînfrântul. Dar am ales un epigraf care l-am văzut pe zidurile unei mănăstiri și era scris așa: cel care muncește numai pentru sine se duce totul când se duce și el pe alte tărâmuri. Dar cel ce muncește pentru alții rămâne în veac. Uite, Țopă este omul care rămâne în veac. Noi, în ziaristica noastră de acum, de două secole aproape, avem 100 de publiciști mari. 10 din ei foarte mari. Unul genial, Eminescu. Și pe Tudor Țopa. Așa îl văd eu. Domn Țopa, în anul 1997 sunteți inclus în Enciclopedia Internațională din Statele Unite ale Americii, Who is Who in the World. Cărui fapt se datorează acest lucru? Cum ajunge Tudor Țopa să fie? Eu nu știu cum, că venise și din Statele Unite și din Anglia. Și în Anglia mai v-au inclus. Da, da. Dar probabil că ei luau, se uitau cine e lista scriitorului, cine, mai ales dacă mai conduce un ziar. Dacă permiți să vă mai spun o chestie, vă permit. O să vedeți cum îi aprecia. Vă zic că eu am fost invitat, am condus o delegație în Coreea de Nord. Și am dat peisaje frumoase și dar nu m-am vărât în politica aceea, că e o tâmpenie, vă zic așa. Acum, ei au citit și mă invită la 80 de ani al Kim Il-sung, pe mine, personal, vă închipuiți. Și eu mă duc și îi spun lui Moșanu, că era președinte în Parlament, ea că am primit asta. Da, deci tot, banii, plătit, vă întâmpi. Și acum, eu m-am dus, intram în categoria patra, adică jurnaliști, ca jurnaliști, pentru că mai sus era, prima era conducător de state, a doilea încă nu știu acolo, și a treilea care societăți de prietenii cu ei, și fel. Vă zic, eu intram ca jurnalist. Acum, la Moscova, când i s-a uitat în biografie, că el e deputat, că e redactor la ziarul guvernului, m-a trecut în grupa întâi. Vă închipiți cu totul alt. Ia că cum apreciază oamenii e cu totul un alt aspect. Și la noi ar trebui tot așa să țină cont. Eu cunosc mai mulți prieteni de-ai lui. Vreau să vă spun că n-am întâlnit nicio persoană acolo căreia aș putea să-i fac vreun reproș sau să spun că, uite, nu e om de treabă sau altceva. Foarte atent și foarte așa, deci este un om cu literă mare. Cum apreciați literatura generației de sacrificiuri? Foarte drastic, puternic. Astăzi, realul vă îndeamnă să puneți mâna pe Condei? Da. Pe noptiera dumneavoastră, ce carte se află acum? Lucrez la două istorie la două sate foarte neobișnuite. Și ambele au fost pe vremuri sunea volosne, adică reședințe de ocolă, reședințe de plasă. Asta era un centru așa foarte drăguț. Ce gust ați trecut într-o altă epocă, într-un alt mileniu? Normal. Eu îi spuneam soției lui Pavel Boțu, zic, Veronica, principalul noi, zic, să trecem în mileniu 3. Ați simțit vreodată că faceți parte dintr-o altă lume? Nu.
Eu mă împac foarte bine, mă înțeleg cu elevii, cu, chiar mă bucură. Ei vorbesc cu o limbă corectă, frumoasă, îți citiți. E o plăcere să discut, să te întâlnești cu ei. Cum vedeți soarta scriitorului din Republica Moldova peste 20 de ani și a publicistului? E greu de spus, că acum foarte, foarte brusc să schimbă. Principalul, dacă nu salvăm neamul, țară, să pierd și scriitorii. Care este motoul în viața lui Tudor Țopan? Motoul să nu faci rău altuia, să nu obijudiești nemotivat. Adică tu să ai poziția ta, dar să nu. Trebuie să apreciezi munca fiecărui, nedepinzând. Unul face ceamuri și, nu știu, construiește, altul. Dar să respecti munca altă. Copilul